800 de teste rapide de depistare a antigenului SARS-CoV-2 au ajuns la centrul de primiri urgențe din cadrul spitalului din Roman, la finele anului trecut, fiind primite prin ordin de distribuție al secretarului de stat Raed Arafat. Testele rapide sunt eficiente, îndeosebi în cadrul unităților unde ajung urgențele medicale, deoarece pacienții pot fi depistați și izolați precoce în cazul prezenței în corp a infecției cu COVID-19. La finele anului trecut, la Spitalul Municipal de Urgență Roman s-au primit 800 de teste rapide de depistare a antigenului SARS-CoV-2. Conform metodologiei, aceste teste sunt folosite pentru pacienții cu simptomatologie confuză, cei care prezintă suspiciune de COVID-19 și pentru cazurile de contact direct cu persoanele depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Zilnic, la CPU Roman se efectuează aproximativ 10-15 teste rapide antigen, rezultatul fiind deliberat în maxim 15 minute. Testele rapide facilitează detectarea timpurie a altor cazuri, ajută la triajul pacienților simptomatici și pot ghida la izolarea în timp util a persoanelor pozitive pentru a stopa răspândirea virusului. Testele rapide au fost distribuite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț prin ordin de distribuție al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat, astfel de teste ajungând și la alte instituții publice, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică sau Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț.